Salut și bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. Eu sunt Dragoș și în tutorialul de astăzi o să vedem cum putem obține în ecranul de logon informații despre ultima logare a utilizatorului, data și ora la care a fost logat, precum și numărul încercărilor de autentificare nereușite. Pentru acest lucru vom folosi Group Policy Editor, vom deschide căsuța Run și aici vom tasta gpedit.msc, apăsăm OK. Aici la Computer Configuration deschidem Administrative Templates, mergem la Windows Components și căutăm Windows Logon Option. Dăm click, iar aici în partea dreaptă dăm click dreapta pe această opțiune și alegem Edit. Tot ce trebuie să facem este să bifăm pe Enable această setare. Dacă doriți să aflați mai multe informații, puteți să citiți aici. Dăm Apply și OK. O să dau un Sign Out. O să introduc parola și după cum vedeți, după ce am introdus parola, apare această notificare care ne spune că am fost logați pe acest cont la data și ora afișată și mai jos avem și numărul încercărilor de logare nereușite. În cazul acesta nu au fost logări nereușite pentru că am introdus corect parola. Apăsăm OK și acum ne putem loga pe Windows. Dacă dau din nou Sign Out, o să introduc de data aceasta o parolă greșită. OK, am făcut acest lucru de 3 ori și acum o să introduc parola corectă. După cum vedeți, ne spune din nou când am fost logați cu succes ultima dată și când am încercat să ne autentificăm și nu am reușit acest lucru. Ne spune aici mai jos numărul autentificărilor care au eșuat. Am introdus de 3 ori parola greșit, precum și data și ora la care s-a întâmplat acest lucru. Cu ajutorul acestei notificări, în cazul în care nu vă deranjează pe ecranul de logare, puteți să vedeți dacă cineva în lipsa voastră a încercat să se logheze pe sistemul vostru. Puteți vedea ora și data și numărul încercărilor. Dacă doriți ulterior să dezactivați această setare, deschideți iarăși Group Policy Editor și mergem în aceeași locație. Și setăm înapoi opțiunea pe Disable sau pe prima opțiune. Apply și OK și acum nu va mai fi afișată acea notificare la logare. Cam asta am vrut să vă arăt în tutorialul de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă mai aștept și cu alte tutoriale video. La revedere!